Oamenii au parcurs astăzi aproximativ 20 de kilometri purtând icoane, steaguri și cruci. Ei și-au propus să ajungă în data de 27 august la Mănăstirea Răciula din raionul Călăraș. Creștinii și-au luat merinde și saci de dormit. Astăzi ei vor înopta în orașul Strășeni. Coloana de enoriași este însoțită de o patrulă a inspectoratului de patrulare.